A început livrarea celei de-a cincea tranșe a pachetelor cu ajutoare alimentare în județul Hunedoara. La nivelul instituției prefectului, în județ a constituit o echipă care asigură sprijin autorităților locale pentru recepția și distribuirea pachetelor trimise de Guvernul României. Astfel, în perioada 28 noiembrie-8 decembrie vor fi recepționate peste 14.200 de pachete cu alimente, fiecare pachet conținând 25 de kilograme de produse alimentare de bază care provin de la producători din România. Pachetele conțin făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve din carne de vită și carne de porc, conserve, pate de ficat de porc, borcane de compot de fructe, gem de fructe și gem de fructe dietetic. Beneficiarii acestor pachete sunt familiile și persoanele singure cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei și persoanele sau familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchete sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. Pachetele se ridică personal de către beneficiari, iar persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de produse alimentare aferente unei singure categorii din care face parte la data acordării.